absorventes, dread absorventes, astes, advinit la pascia, e in cui complì desiderici. Care te-au condus prin labirintul de cunoștințe, ți-au semănat lumina. Stimați colegi, sunt foarte emoționată și bucuroasă cu prezența dumneavoastră. Să știți că v-am așteptat foarte mult, ne-a fost dor de voi. Și, în sfârșit, Dumnezeu și ne-am întâlnit. Noi de mai multe ori ne-am organizat, dar nu reușim, dar am prezent. Și vreau să mulțumesc îndeoseb lui domnul, Andrei, colegul meu de clasă, care a contribuit mult și ne-a susținut mult, ne-a organizat, aici, mai departe, noi toți aici am fost toți de acord, care le-am propus, numai pe caz de sănătate nu s-au prezentat, dar restul absolut toți aici. Și ne-au ajutat, toți împreună și am făcut așa, ca să ne fie și nouă bine, să ne fie plăcut. Și seara aceasta, a să ne rămâi amintire pentru toată viața. Noi suntem astăzi aici datorită faptului că absolvenții clasei a 9-a din anul acesta au organizat o sărbătoare foarte frumoasă și de aceea țin să mulțumesc colectivul profesoral, copiilor care s-au sturit foarte mult și ne-au făcut o seară de excepție. Le doresc în viață multă sănătate, realizări, fiindcă mai departe studiile aici termină cu studiile gimnaziale, să-și aleagă fiecare în viață după puteri și după posibilități, Dumnezeu să-i ocrotească și să obțină ceea ce doresc ei și ceea ce doresc părinții lor. Noi suntem prima promoție și dirigintii de clasă în clasele a 9-a și a 10-a ne-a fost doamna Elena Varvarici. Da. Vrem să-i transmitem multă sănătate, e locuiește la Chișinău, posibilități de a întâlni cu toții și cu ea nu prea sunt, dar multă sănătate de la toți, de la toți colegii de aici, fiindcă aveam de spus numai cuvinte bune. Cei ce ne-au învățat ea pe noi, ne-a servit pe parcursul întregii vieți la fiecare. A fost o doamnă extraordinară, excepțională. Dragi colegi, port o nostalgie adâncă pedagogii care nu s-au alături cu noi, care ne-au dat minte, învățătură și educație. Și eu dumneavoastră vă doresc sănătate, să fim sănătoși, și să vă fie copiii sănătoși, să vă fie nepoți sănătoși, noi să fim sănătoși și să ne mai adunăm la masa asta. Poate încă mai mare componență decât cât suntem astăzi. Și să fim sănătoși noi, principalul sănătate. Dacă ai sănătate, le faci pe toate. Vă mulțumesc! Dragii mei colegi de clasă, am emoții mari, fiindcă de mult am plănuit o așa întâlnire, dar din diferite motive nu ne-am întâlnit și totuși stăruințele noastre au dat succes. De aceea sunt foarte bucuroasă să vă ved pe cei prezenți și cu gândul stăm și la cei care nu sunt prezenți, fiindcă au motive de sănătate, dar sperăm ca anul viitor să ne adunăm și să ne întâlnim cu cei care astăzi au lipsit, fiindcă viața e scurtă și vrem să ne amintim cât vom trăi, dar nu numai noi, dar și copiii noștri, nepoții noștri, când vor vedea o fotografie despre noi, vor lua exemplu și vor duce în viitor ca să ne amintească numai de bine și sperăm să fim sănătoși, să ne mai întâlnim și la anul și la mulți ani. Stimați colegi,
De mult ne chinuim noi să ne întâlnim cu ajutorul Dumnezeu, odată și ne-am întâlnit după 50 de ani. Și dați cu următoarele întâlniri și peste o an de zile, că dacă ne întâlnim iară peste 50, e greu de spus și ne-ar să întâlnească. Dragi colegi, vă mulțumim că ne-am la toți, că am ajuns și ne-am întâlnit. Și vreau să mă aduc mulțumirii Olgăi Pavlovna că a organizat această întâlnire, pentru că totdeauna, parcă așa ne mai întâlneam din când în când, dar oricum, nu era acea atmosferă care este acum. Și eu aș vrea ca la anul să fim într-o componență mai mare. Toți cei care s-alți, poate pe foaie de boală, poate zbule, să le dorim multă sănătate. Și ca la anul care om ajunge, să ajungem cu toți în aceeași componență. Să fim tot așa veseli, să fim tot așa mândri de ceea că suntem în viață. Ce se va întâmpla, Dumnezeu știe, până mâine e mult. Dar ar fi de dorit ca noi până la anul să ajungem în aceeași componență și încă mai mulți. Și vă doresc la toți multă sănătate și succes în toate. Dragii mei colegi, foarte m-am bucurat. Eu nu știu din Chircăiești, dar Nehajimus a venit la nevoa și m-a primit cu bucurie, cu toate cele, ca niște colegi am fost adevărați. Eu vreau să spun, m-am bucurat foarte, îi aduc mulțumire lui Olga Pavlovna, colectivul școlii Chircăiești. Și le doresc sănătate. Că tot de câte ori zicem, să ne adunăm, să ne întâlnim, să ne vedem, să ne... Iată așa, una ne închidică, alta ne închidică și viața e cu hopuri și cu greutăți, dar am ajuns până în ziua de azi. Mulțumim Domnului și vă doresc la toți sănătate. Și fim sănătoși să ajungem până la anul. Mai mulți ani, să ajungem la anul să mulțumim pentru că am ajuns. Eu sunt foarte mulțumit că m-am întâlnit cu colegii mei de clasă în seara asta. Și la mine s-a deschis că o dorință de mă-și întoarce înapoi în viață. Să fiu și eu iar elevul și ala, ca cum eram înainte. Și că ne-i spune o învățătorie și eu nu vreau să-i ascult, îmi pare rău acum. Dar n-am ce face mai departe. Am îmbătrânit. Să mă iertați? Dă-ne mult sănătate la toți și mie iar. Stimați colegi, stimați pedagogi, vă mulțumim și pentru că ne-am adunat astăzi, solemn pentru noi, să fim sănătoși, să ne adunăm la așa ceremonii. Ajunge. De clasă și noi vrem să o luăm pe câtva timp, să o răpim pe câtva timp. Așa. Ducem la promoția 30, care... Nu, promoția 21, care da. Promoția 31 împlinesc 30 de ani, da. De când a terminat școala. Desigur că este un eveniment foarte important. Samei, mă bucur cu ei, mi-e dragi, i-am așteptat. Sunt foarte fericit și mândră cu așa elevi care m-am avut.